Anul acesta se împlinesc 15 ani de când trupa de băieți NSYNC, pardon, marea trupă NSYNC, s-a destrămat. Din ea făcea parte, după cum bine știți, Justin Timberlake, care își face de cap prin topuri cu muzica pe care o scrie în prezent. Ei bine, preț de 15 ani, întrebarea de ce a părăsit Justin Timberlake trupa a fost fără răspuns. Astăzi, în schimb, suntem în sfârșit suficient de relaxați, și aici mă refer la Justin, să putem vorbi liniștiți despre asta. Ca niște oameni maturi ce suntem, nu? Artistul a declarat că la ultimul concert NSYNC și-a dat seama că locul lui nu mai este alături de colegii lui. A realizat că el prețuiește muzica mai mult decât ceilalți și că trebuie să împărtășească lumii muzica pe care avea să o scrie la urmă. Timberlake a mai declarat că vrea să presteze în ambele industrii în egală măsură. Vorbim evident de industria muzicală și de cea a filmului, industrie în care Justin își exploatează cât de mult posibil talentul, acela de a cânta și de a dansa excelent. Artistul a mai spus că se regăsește foarte mult în era de aur a Hollywoodului, atunci când actorii trebuiau să întrunească ambele calități, să cânte și să danseze foarte bine. Cât despre muzica nouă ce ar trebui să apară în curând, Justin a declarat că piesele pe care le va lansa reprezintă un sound tipic părții de sud, dar a sezonat cu ceva modernism pe aici colo. Sunete noi? Muzică fresh? Păi hai odată!